Cu trei voturi pentru, două abțineri și un vot împotrivă, Comisia Juridică a propus plenului Senatului efectuarea urmăririi penale față de domnul Tăricianu, a declarat președintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Kazanciuc. Procurorii au anunțat că președintele Senatului este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de, dolari de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorală. În cauză se derulează o anchetă și față de alte persoane pentru complicitate la luare de mită, iar în ceea ce îl vește Tăricianu, efectuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de luare de mită este condiționată de obținerea unui aviz din partea Senatului.